Bun găsit la Jurnal Economic. Veniturile salariaților și ale pensionarilor ar putea să se diminueze cu câteva procente. Motivul? Guvernanții iau în calcul o majorare a contribuției la sănătate. Măsura a fost anunțată de Vasile Cepoi, consilier al premierului, și pare singura soluție pentru acoperirea găurilor din sistemul sanitar. Deși nu a fost încă aprobată, patronii resping o creștere a CASE-ului pentru că ar duce automat la micșorarea lefurilor, dar și la concedieri. Deși nimeni nu vrea să-și asume o măsură nepopulară, oficialii vorbesc despre creșterea contribuției la sănătate. Un procent vehiculat ar fi de 3%. Dacă la contribuția de astăzi, care reprezintă 10,7% dintr-un salariu brut, s-ar adăuga 3%, fiecare salariu minim va scădea cu 45 de lei. Același calcul făcut pentru un salariu mediu brut arată o pierdere de 120 de lei, bani care pleacă direct de la angajați spre bugetele Casei de Sănătate. Dacă ar fi votată, măsura va lovi și în pensionari. Cei mai mulți plătesc CASE la stat. Producătorii din agricultură și industria alimentară au anunțat că produsele de panificație se vor scumpi, întrucât cerealele din recolta veche sunt în continuare foarte scumpe. Alexandru Jurconi, președintele Federației Naționale Pro Agro, a arătat că atunci când prețurile cresc cu un anumit procent, cererea scade proporțional. Potrivit oficialului, nu sunt anticipate majorări de prețuri de peste 5% la carne în perioada următoare. Pentru binele industriei și al nostru tuturor, producătorii cer autorităților, printre altele, TVA redus la produsele agroalimentare de bază și controle eficiente ale autorității sanitar-veterinare. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile economice. Sunt Marcela German și vă dau întâlnire cu veștile din domeniu mâine la aceeași oră. Nu ratați acum cursul valutar al zilei. La revedere!